Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit! Asistăm astăzi la ceremonia militară și religioasă dedicată sărbătoririi Zilei Independenței de Stat a României și Zilei Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial. Vă mulțumim pentru că astăzi sunteți alături de noi la sărbătoarea de suflet a celor care au luptat pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României. Se intonează imnul național al României. Stimați invitați, vă mulțumim că sunteți alături de noi la ceremonia militară și religioasă de depunere de coroane și gerbe de flori la monumentul în cinste armatei României din toate timpurile. Ceremonie dedicată sărbătoririi independenței de stat a României și Zilei Victoriei Coaliților Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial. Suntem onorați de participarea la această activitate a domnului Florian Marin, prefect al județului Vâlcea, a doamnei Aurora Gherghina, subprefect al județului Vâlcea, a domnului Constantin Rădulescu, președinte al Consiliului Județean Vâlcea, a domnului Eusebiu Veteleanu, viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, a domnului colonel Petre Barbu, comandant al garnizoanei Râmnicu Vâlcea. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, adresez invitația soborului de preoți să oficieze serviciul religios. Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și mire de oameni atât neajunsă, înaintea slavei tale crezând cu frică și cu cutremur, ca niște rom nevrednici cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, că-ți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu milință nemăsurată și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primit atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ei învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește-i a spori dreapta credință în dragostea cea către tine, către aproapele tine, cu toate faptele cele bune. Doamne, pregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și a religiei de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Îndoiește cântirile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău, Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat Sfinților de ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Însuflă ostașilor noștri,
bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și cu rugăciune părinților noștri, când chemau ei ajutorul și durările tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Doamnelor și domnilor, adresez invitația domnului Florian Marin, prefect al județului Vâlcea, să ia cuvântul. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să prezint mesajul Binului Ministru al României cu ocazia zilei de 9 mai. Marcăm astăzi trei momente istorice fundamentale. 140 de ani de când România și-a proclamat independența, Ziua Europei și Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial. 9 mai 1877 a reprezentat pasul fundamental în consolidarea României ca stat independent și unitar. Respect pentru curajul și determinarea înaintașilor noștri care, cu gândul la generațiile viitoare, au contribuit la crearea statului român modern. Tot astăzi, cinstim sacrificiul eroilor, oameni simpli sau de stat care au sperat într-o lume nouă, vindecate de patima conflictului și au contribuit prin jertfa lor la sfârșitul cele mai însângerate fire a istoriei secolului nostru, secolului trecut, scuzați-mă, al doilea război mondial. Și nu în ultimul rând, sărbătorim astăzi Ziua Europei cu încredere în viitorul proiectului european și cu asumarea unui rol constructiv al României în acest proiect. Europa de azi este mult diferită de cea de acum 67 de ani, când se semna declarația Schuman. Trecem astăzi printr-un amplu proces de dezbatere pe tema viitorului Uniunii, un proces care nu e întotdeauna simplu sau comun. Dar cred că acest dialog trebuie să pornească de la ceea ce s-au dorit fondatorii Uniunii și ceea ce își doresc și generațiile actuale până la urmă. Democrație, securitate și prosperitate durabilă pentru întregul continent. România se pregătește să preia la începutul anului 2019 prezidenția Consiliului Uniunii Europene. Sunt convins că avem capacitatea ca și prin acest prin mandat, țara noastră să continue decisiv la întărirea și continuitatea proiectului european. În cei deja 10 ani de când România a devenit membra Uniunii, după decenii de totalitarism care ne-au izolat de democrațiile europene, România au făcut pași importanți spre transformarea societății în beneficiul cetățenilor. Credem în ideea de Europa tuturor, de România europeană. Credem într-un viitor comun construit în numele idealurilor pe care le împărtășim. Credem în unitate și solidaritate și mai des valorile naționale socializate și chiar întărite prin ideea din diversitate propusă de Uniunea Europeană. La mulți ani, mari familii europene, la mulți ani, dragi cetățeni europeni din România și toate statele membre. Semnează Sorin Grindeanu, prim-ministru român. Adresez invitația domnului Constantin Rădulescu, președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să ia cuvântul. Dragi bucenici părinți, onorate cadre în invitare, domnule prefect, domnule viceprimar, domnule viceprimar, distinși conducători și coordonatori ai instituțiilor de stat din județul Vâlcea, ziua de astăzi este o zi extrem de importantă. Ziua de astăzi vorbește despre victorie, despre independență și despre Europa. Eroii români pe care îi cinstim astăzi aici au contribuit ca noi astăzi să avem onoarea și privilegiul de a-i reprezenta onorul și de a îndrăzni să credem împreună că jertfa lor nu a fost în zadar. Onoare eroilor ostași ai armatei române, onoare tuturor celor care au contribuit ca aceste trei cuvinte să fie simțite adânc și profund în sufletul nostru. Președintele Consiliului Județean Vâlcea se înclină în fața dumneavoastră și fie
ca ziua de astăzi să ne fie de învățătură și să ne dea puterea de a privi cu mai multă încredere în viitor. Doamne ajută! Adresez invitația domnului Eusebiu Veseleanu, viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, de a cuvântul. Ziua de 9 mai, contrarită, este o invitație efectivă pentru noi români, este un bun privesc pentru a pune în lumină felul în care față de bună istorie în curățile regionalele. Pentru că fără a avea independența proclamată în 1877, nu ne-am încuvărat în victoria națiunii românice și de al doilea război mondial. Iar cu această victorie, care punea ca pe felul mai singurul conflict cunoscut de omenire, nu am fi sărbătorit crearea Uniunii Europene din care facem parte pe drept și cu mulțumire de un decenniu. Suntem cu atât mai datori ca astăzi, nu doar să sărbătorim, ci să ne șerg și nouă recunoștință pentru cei care au făcut posibil acest eveniment. Pentru că exceptând crearea Uniunii Europene, ceilalți misiuni au fost posibile doar în urma unor uriașe sacrificii omenești. De la proclamarea independenței de stat până la obținerea ei efectivă, România a trecut din război greu să fie distrus de la Plevna, la Rahova, la Pivnița, la Jordan. De asemenea, pentru a se număra printre învingătorii în cel de-al doilea război mondial, țara noastră a avut o participare impresionantă, fiind a patra putere din țara angajată în conflictul antimiserit, dar și pentru că este locul al cinciilea din acelele combatante ca pierdă de zi pe se cuvine cu atât mai mult ca la astfel de momente, să îndemnăm recunoscătorii memoria celor care au făcut posibile, pentru că astfel noi să ne bucurăm de la mașina la mulți ani României independente, victorioase și doamnelor și domnilor, onorați invitați, pentru cinstirea eroilor neamului românesc, care au luptat pentru libertatea și independența acestei țări, se trece la festivitatea de depunere de coroane și gerbe de flori. Se depune o coroană de flori din partea instituției prefectului județului Vâlcea. Mare Ucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, cu Vâlcea la Vâlcea.
se depune o coroană de flori din partea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, general Magheru. Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea. Coroană de flori din partea Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea. Inspectoratului Județean pentru situații de urgență, general Magheru. Se depune o coroană de flori din partea Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea. Coroană de flori din partea cercetașilor României. Din partea Agenției Județene pentru ocuparea forțelor de muncă.
Serviciului de ambulanță al județului Vâlcea.